Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Augustin, un individ în vârstă de vreo 1000 de ani, nu știu, 60 și ceva. Iar 1000 de ani, coaie ăștia-s glumele mele, coaie, justițiarul se de la reacțiile noastre, chat. Care, deși are soția acasă bolnavă, voia să se întâlnească cu om, să se iubească, să întrețină anumite raporturi sexuale și chiar să aducă dulciuri. Vom trece rapid prin conversație, apoi îl vom cunoaște pe bătrânul nostru, Augustin. Motivul era să-i dau un pachet, să o cunosc pe cine. Bună, bună, frumoasă, eu am scris greșit, am vrut să scriu bună. Te-ai supărat, păcat, că ești tare frumoasă. Nu, Betty. Scuze. E ok, mulțumesc, prințesă, cu plăcere. Ești foarte frumoasă, ești elevă? Da, de ce? Am zis așa că arăți ca o fetiță mică, dar foarte frumoasă. Câți ani ai? A, eu am 49, sunt mai în vârstă. Minciuni, 69. Eu 15. Să fii sănătoasă, dar eu te apreciez pentru că ești frumoasă. Mersi. Cu plăcere, te pup, dulce puștoaico. Noapte bună. Bă, nici nu-i de glumit cu aia cu așa ceva. Somnușor, somnușor, mulțumesc. Să visezi frumos, frumușico, asemenea. Nu ți-e somn? Bună, prințeso. Bună. Ce faci, frumușico? Bine, tu? Mă uit la meci, pe urmă la somn, mâine sunt liber. Ce mai faci, dulceațu? Ești bine? Bună, bine, pe acasă, tu? Eu tot acasă, dar ești ocupat? Răspuns că am târziu, prințeso. Am dormit. Ok, e bine atunci, ai dormit singurică? Da, dar cu cine? Știu eu, poate ai o surioară mai mică sau frățior? Nu am. Ok, atunci să-ți fie de bine, frumoasă, să fii sănătoasă și să înveți bine. Ești la liceu? Sper că nu te-ai supărat. De ce să mă supăr? Dacă nu te superi, să te sun într-o zi să văd cât de frumoasă ești, bine, dacă vrei, dacă nu, niciun bai, ok? De ce să vezi? Ca să te văd dacă vrei, dacă nu, nu mă supăr. Păi de ce să mă vezi? Ești culmea, voiam să te văd, dacă nu vrei, nu e nimic, vorbim când se poate, da? Ești chei nicușor, coaie. Ok, voiam să știu de ce vrei. Doar ca să te văd, doar nu mănânc oameni prin telefon. Ce să mai zic, ești supărăcioasă, cred. Ok, nu sunt supărăcioasă, doar curioasă. Ok, atunci te pup, papa, bună dimineața. Ce mai faci? Bine, tu? Și eu, tu singurică sau iubitul? N-am iubit. Păi cum așa, frumoasă și nu ai iubit? Uite așa, îmi pare rău. De ce? Nu prea cred. Asta e problema ta, nu a mea. Bine, păpușă, sper să-ți găsești și tu un iubit. Când o fi momentul? Că ești prea frumoasă, dacă eram mai tânăr. Adică, dacă eram mai tânăr, încercam să te cuceresc, dar așa mă las pe gubaș. Asta este, câți ani ai? Eu am 49. Ok, te pup frumoasă. Tu unde stai? În Crângași, Calea Giulești, frumos. Poate te văd vreodată, să-ți dau un pupic pe obrazul tău frumos, da? Cum crezi, să nu te superi, ok? Ok, e ok, la ce școală ești, să vin să-ți dau un pupic pe obraz? Vrei să vii la școală? Imaginați-vă, frate, că unul ăsta poate să vorbească cu un copil să vină la școală. Să te văd de la distanță. Perfect, fucking pedo. Da? Păi dacă mi-e frică să mă apropii, mă bagă ăștia la corupere de... Da? Cum așa? Așa e legea, deși eu sunt un om corect, dar mi-e frică. Doar să te văd de la distanță, că nu ai nici 16 ani, ești mică, dar foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. N-ai pentru ce, eu te estimez mult pe tine, vorbești frumos, ești cu minte. Îmi place, așa trebuie să fie toate fetele, dar unele nu sunt. Așa e. Să-mi zici când faci 16 ani să vin să-ți dau un pupic pe obrazul ăla frumos. Îmi place mult de tine, ești foarte frumoasă. Păi până fac 16 uiți tu de mine. Nu uit, cum să uit, nu se poate, o să vezi eu, ți-aș da un pupic și acum, dar mi-e frică. Nu înțeleg de ce ți-e frică, nu te mănânc. Să nu zici că sunt pervers sau mai știu ce. Când iei vacanță, vin în stație la Iancului și-ți dau un pupic dacă vrei. Eu nu am ce face în seara asta, dacă vrei putem ieși la plimbare. Nu pot în seara asta și în cursul săptămânii lucrez pe șantier în construcții, dar dacă vrei duminica viitoare vin cu mașina și mergem la plimbare, ok? De ce nu poți în seara asta? Nu pot, am niște musafiri la mine, dacă știam veneam mai devreme, dar vin duminica viitoare, nu te supăra, ok? Trebuie să iau un cadou pentru tine, nu mai e timp, rămâne duminica viitoare, bine? Nu cred. Ce nu crezi? Nu cred că o să pot. De ce? Hei, te-ai supărat? Dacă știam că vrei să ne plimbăm, veneam de dimineață cu mașina și plecam la plimbare, dar mi-a fost frică să zic, să nu te superi. Asta e, poate duminica viitoare vedem. Somnoroasă, vin să-ți dau un pupic? Nu mă mai bagi în seamă, cred că te-ai supărat. Ce faci? Dormi? Ești bine? Ești supărată? Ok, noapte bună, frumoasă. Dormeam. Bună dimineața, prințeso. Bună. Tu stai singură sau cu cineva? Singură. Și nu ți-e frică singură în apartament? Nu, de ce să-mi fie? Doar așa, am zis și eu, na, ești frumoasă și curajoasă. În data de 10 iunie mi-au liber și poate ne vedem dacă vrei, că își lucrez mult și nu am timp. Sper să ne vedem cum crezi. De cuvință, poate nu te-ai supărat, te pup dulce. E luni, deci nu cred. Ok, atunci o să-mi iau liber. Asta e, nu se poate, atunci altă dată. Ce faci, prințeso? Te-ai culcat? Noapte bună. Ai fugit, prințeso? E scumpă la vedere, nu prea vorbești, ai supărat pe mine? Nu. Ok, atunci e bine, mă bucur, mai puțin și vin să văd ce frumoasă ești. Când vii? Să văd cum îmi iau liber, posibil săptămâna viitoare, ok? Noapte bună, prințeso. Bună, frumoasă. Cea mai faină fetiță. Noapte liniștită, îți doresc, păpușă. Hei, ce mai faci? Nu mai ești activ, ai pățit ceva? Noapte bună, frumoasă. Hei, nu mă mai cunoști? Noapte bună. Nu mai vorbești cu mine, te-ai supărat? Hei, unde ești? Sună-mă pe număr sau pe WhatsApp. Nu te-am mai văzut pe Facebook, am fost îngrijorat să nu pățești ceva. Te-ai supărat cumva? Scuze de deranj. Nu. Mâine după ora 10 pot trece pe la Iancului să te văd, să vorbim? Nu știu, despre ce vrei să vorbim. Ok, atunci nu te mai deranjezi, scuze. Cum consideri tu? Bună dimineața, inima albastră. Bună seara, prințeso, te-ai culcat? Dimineața, inima albastră. Inima albastră. Hei, ce faci? Ți-a mâncat popa limba când ei va? Ești chenicușor cu ăsta cu albină pișcată. Ce faci, inima albastră? M-ai uitat? Faci? Ești în vacanță? Când vin? Să-ți dau un pupic. Când vii? A, ce faci? Ai dormit? Săptămâna viitoare vin. Sunt la Predeal, avem de lucru acolo. Știi că lucrez în construcții. Săptămâna viitoare, când vin, trimit mesaj și vin la Iancului ca să te pup pe obrazul tău frumos, ok? Sau e supărată pe mine? Nu. Bună prințesa mea frumoasă, ești bine? Da. Cam greu vorbim, frumușico, e supărată? Nu sunt supărată, sunt bine. Tu ce faci? Am terminat munca și stau pe cameră, mă uit la telefon. Sper să ajung joi sau vineri în București. Vreau să te văd ce frumoasă ești. Ok. E cam rece seara aici. Te-ai trezit? Da. Ok. Bună inima albastră, te pup. Mă pregătesc să mă culc, sunt obosit că am muncit mult și e cald. Trebuia să vină niște muncitori din București, dar n-au venit. Nu știu, aflu mâine că vine directorul de la Coe, cui pasă, coe. Firmă, că nu aș vrea să mai stau la Predeal aici, că suntem puțini și e multă muncă. Vede mâine ce zice directorul. Tu ce faci? La vacanță, ești bine? Eu sunt bine, pe acasă. Singură sau cu cineva? Singură, de ce? Am întrebat și eu. Ei, noapte bună, noapte bună, noapte bună, noapte bună, bună dimineața, neața, noapte bună, noapte bună, noapte bună, noapte bună, neața frumoasă, neața. Nu merită Nicușor comparat cu omul ăsta? Real, coaie, dar mă refer la modul vorbele ăștia așa pe care... Bună frumos, ce mai faci? Ești bine? Nu ți-e cald? Nicușor nu cred că a vorbit în viața lui cu femeie, nu știe să vorbească cu aia. L-a dus dracu, Andreas l-a dus la prostituate. Nu știa cu aia cum să... A rămas în baie cu aia, nu știa ce să facă, cică. Neața frumoasă, neața, neața păpușo, like, like, like. 99% duminica viitoare vin să văd cât ești de frumoasă. Tot așa, e prea cald. Ești acasă? Da, tu duminică ești acasă? Cred că da. Ok, poate vin în zonă să te văd cât ești de frumoasă dacă vrei, dacă nu, asta e, nu deranjez. Ne vedem unde vrei să ne întâlnim. Unde zici dacă vrei, vin la tine în cartier sau unde vrei tu, ok? Unde zici tu, nu vreau să te supăr. Dacă vrei, vin la tine, cum zici tu, așa facem, ok? Păi tu cum vrei? Cum zici tu? Vin la tine cum crezi că e bine, ce să zic? Ok, și ce vrei să facem? Ce să facem? Să vorbim, să te cunosc, să-ți dau un pupic pe obrazul ăla frumos dacă vrei. Ok, atunci o să te anunț sâmbătă, să-mi zici unde să vin, ok, te pup dulce. Și cam ce de gând să facem? Cum vezi tu prima noastră întâlnire? Pe moment nu știu ce să zic, eu vreau să fie bine, știu. Eu te ascult, de-abia aștept să te pup. Cum? Pe obrazul tău frumos. Dar tu ce ai de gând să facem? Cam ce să-ți iau? Îți plac dulciurile, ciocolata? Facem ce propui tu. Da, îmi plac dulciurile și sucul. Ok, nu te super, te-am întrebat că nu știam. Numai că știi tu, eu sunt mai în vârstă și tu ești o prințesă. Ce să mai zic, ești super frumoasă. Te-ai trezit, sunt la Obor. Mai vin sau nu? Ca să știu să nu mai stau în soare. Dă un răspuns, da sau nu. Mai vin azi la tine sau nu, ca să știu că la 12 trebuie să ajung la Crângași să duc banii la băieți. Zim ca să știu, vin sau nu. Nu pot să scriu un cuvânt, măcar zim ca să știu să dau de pomană sucurile și dulciurile, să nu le arunc. Dacă nu mă anunți, în 15 minute plec la Crângași, pa. Hei, tu ești serioasă, ce faci? Nu știi să scrii? Dă un mesaj, vin sau nu. Plec sau nu. Zi ceva. Mi-ai dat țeapă, plec acasă. Acum am trezit. Am așteptat până aproape de 12, n-ai răspuns, n-ai dat telefon, n-ai trimis mesaj. Ce era să fac? Am făcut și eu o pomană cu amărâții de la Obor cu dulciuri. Trimite adresa să vin la tine. Vin la școala 77 și te văd. Păi de-aia m-am plimbat cu sacoșa cu sucuri și dulciuri și tu dormeai. Oricum mă culc înapoi acum. Îți place somnul, dar dormi singur sau ai pe cineva? Tu ai soție? Cred că sâmbătă seara, dar unde vrei să ieșim la tine? Nu putem sta. Da, dar nu mai am treabă cu ea de 25 de ani că e bolnavă, a avut un accident vascular și e cam problemă cu ea, se ceartă mereu cu băiatul din prima ei căsătorie și doar își mai face mâncare dacă are chef și vrea bani cât de mulți dacă se poate, așa că eu, dacă vreau o femeie, trebuie să-mi caut. Înțelegi? Am o viață nasoală, asta e. Îmi pare rău pentru tine. Tot am vrut să plec, dar am făcut casă mare cu 2 etaje, stau la curte și nu m-am îndurat să plec. Înțeleg. Da, mă, da, Alexandra! De unde că... Alexandra e plecată, nici nu-i pe live, dar ei s-a cumpărat sabul de a 2-a lună. Pupiciu. Vedem cum o faci, dacă vrei, poate vin sâmbătă la tine să vedem și zic că plec la muncă undeva. Ok, bine, te pup dulce. Sper că nu te-ai supărat pe mine. Asta e viața, ce să facem? Nu m-am supărat. Ce să fac? Asta e viața. Am muncit mult, îmi place munca și disciplina, dar familia nu m-a ajutat cu nimic. Ce să fac dacă ne vedem? Oh, uite pe live, coaie! Erai pe chat, mă? Sau acum ai intrat? Am multe să-ți explic, eu sunt om bun și corect și prădător. Spor la muncă, mulțumesc că aș dormi și eu lângă tine, da? Când s-o putea, ce să mai zic, e tare cald și vrei să dormim? Depinde, tu ce zici, tu vrei? Ce să vreau? Eu vreau să te pup, să mă satur. Tu ai aer condiționat? Da, ești boia eroică, mă mut la tine. Dulceața mea, te-ai culcat iarăși? Ai grijă, vine vigilie, să nu ieși afară. Aia erai pe live idiota pământului. Să nu pățești ceva, te pup. Ce faci? Ești acasă, dulceață? Bună, da, tu? Zi, eu am făcut duș, mă uit la calculator și mă culc, mă mai trezesc pe la 12:01. Bun, eu mai greșesc la scris, te rog să nu te superi. Nu am cum să mă supăr. Eu am camere separat cu duș și toaletă la parter, nu mă deranjează nimeni. Ok, eu dormeam la acea oră, dulceață. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Neața, te-ai trezit? Cu plăcere, ești acasă, dulceață, noapte bună, dulceață, noapte bună. Ce faci? Aoleu, tu ce mai faci? Ești bine? Nu sunt sigur, dar mâine mi se pare că e sărbătoare și s-ar putea să nu lucrăm. Nu știu exact, dar te anunț diseară și poate vin la Iancului să aduc ceva cu ocazia asta, te și văd dacă nu o să lucrăm. Te anunț diseară, ok? Te pup, dulceață. Te anunț dacă stai acasă, ok? Hello, dulceața mea, dormi? Hello. Să vedem, dar unde să vin? Depinde unde mergem, ce facem, că nu pot lipsi mult, că am scandal, deși n-am nimic, dar e nebună femeia asta. Face circa, umblu noaptea și aud vecinii. Pot veni să stau până la 10. Știu cum zici și tu, ok? Și ce vrei să facem? Ce vrei tu? Păi tu ce vrei? să stau cu tine, să te pup și vom vedea pe parcurs ce vrei și tu. Doar pupat vrei? Depinde ce vrei și tu. Aș vrea și eu și altceva, dar acum vom vedea. Cam ce altceva ai vrea? Depinde ce să facă un bărbat și o femeie. Na, poate să se iubească, depinde dacă vrea femeia, nu se știe, dar eu m-aș bucura mult și să te cunosc doar. Vrei să facem dragoste, asta vrei să spui? Dacă vrei și tu, bineînțeles, altfel nu. Tu vrei? Eu aș vrea că îmi place mult de tine, dar acum depinde de tine. Bine, și unde vrei să facem? La mine acasă? Depinde, la tine sau mergem la un hotel, numai că nu e timp mult la dispoziție sâmbătă asta. Bine, voiai de mult timp să facem asta? Da, pentru că eu te plac mult, dar doar cu acordul tău. Ok, de când mi-ai scris voiai? Nu, pe parcurs am văzut că vorbești frumos și ești o fată super frumoasă. Sper că nu te-ai supărat pe mine, eu ți-am zis ce simt pentru tine. Asta e, te plac foarte mult, ce să fac? La inimă nu-i poți comanda. Voi încă n-ați apucat să vă jucați, să știți că încă este linkul de download în descriere. Ce să ne jucăm? La Superbet? Ia. Vă așteptăm. Iar dacă voi încă n-ați apucat să vă jucați, să știți că încă este linkul că vor primi ca premiu. Mai dezamăgi cu aia, în loc să faci la păcănele, faci la jocuri de copii cu aia. Bogdan, Dea și David. Dacă voi sunteți Bogdan, Dea și David, vă rog frumos să-mi scrieți pe Instagram, îmi trimiteți un screenshot din Catching a Predator. V-a plăcut? Hai, pa! Bine, pa! Hai, stai! Asta-i. Ăla e. Sunt ironic pentru ăștia de pe YouTube care vă reuitați la această reacție. Eram ironic, gen. De ce? Na, în fine. Trebuie să ne băgăm în fața mașinii. Hai, fugi cu scuterul, bag-te. Emma, du-te spre el. Îl lăsăm pe Crăciun și îl luăm. Asta e mașina. Hai. Bună seara, domnul Augustin. Dorim să coborâți din mașină, să discutăm cu dumneavoastră, vă rog frumos. Puteți să opriți motorul, să o lăsați pe avarii și haideți să vorbim. Bună seara, stimate domn. Haideți, vă rog, să ne deplasăm acolo, să avem o conversație. Să nu deranjăm... Sunteți domnul Augustin Polc? Da. Ce vârstă aveți, stimate domn? Pentru confirmare? 65. Cât? 65. 65. N-aveți 49, nu? Nu. Am înțeles. Eu mă numesc Alexandru Constantachi. Da. Sunt de la proiectul civic Justițiarul de Berceni. Da. Proiect ce are ca scop depistarea posibililor prădători în mediul online. Să vă rog să venim aici. Da. Trebuie să vreau să-mi explicați ce ați venit astăzi să faceți. Am zis să cunosc pe cineva, o persoană. O persoană, da? Da, să cunosc. De ce vârstă? Nu știu. Nu mai țineți minte vârsta? 18 ani. Cât? 18 ani. Nu știu eu vârsta. Nu am zis. Veneam, o cunosc, să văd cine este ce. Nu mănânc, nu-i oameni, nu atac, nu nimic. Am înțeles. Și unde vreați să mergeți cu ea? Nică, vreau să întreb, să-i dau o floare, un pachet, să rămână. Da? Atât. Nu mă interesează partea dumneavoastră. Vorbiți de mult timp cu... Bă, lună, nu știu, vorbesc cu multă lume. Și pe aia când ați cunoscut-o? 14 mai sună corect? Nu mai știu. 14 mai, vă spunem noi. Nu mai știu exact. Ea știu că vreau să vin să văd, deci nu am clar, așa că vreau să o cunosc, doar atât. Dar i-a spus că aveți 49 de ani, corect? Nu, nu știu, că scrie pe Facebook. Eu am 49, sunt mai în vârstă. Nu, nu. Nu sunt mesajele dumneavoastră astea? Nu cred, nu cred, nu știu. Și ea v-a spus că eu am 15. Probabil, nu. Să fii sănătoasă, dar eu te apreciez pentru că ești frumoasă. Am de respect. Da, corect. E vechi clipul ăsta, da? De pe vremea cu Preda. Bun, avem confirmarea. Din conversații și văd că începeți să ne mințiți și... Ideea este următoarea. Ori discutați cu noi onest, ori discutați cu poliția onest. Nu am nicio părere, că n-am făcut nimic grav. Eu nu pot să cunosc o persoană. Puteți să cunoașteți o... Să o invitați la hotel? Nu. Puteți să cunoașteți o mie și spuneți că vreți să faceți dragoste cu ea? Nu, nu. Deci astea sunt încălcări ale legii, corect? Corect. Și atunci discutați... Când încalci legea, ești pedepsit. Dacă n-ai încălcat legea, n-ai cum să fii pedepsit. Dar să-i propuneți, deci să-i propuneți unui copil. Poți să propui orice în ziua de azi, poți să vorbești orice cu oricine. Păi și e legal? Să faci, eventual să execuți. Nu, așa e. Poți să propui orice. Omul poate bea și vorbește, nu trebuie, nu? Unul poate să fie bea, bără că nu trebuie. Fum, Nicu, e posibil să fii și băut. Da, păi ați venit cu autoturismul. Păi nu acum. Acum, poate altdată. Nu acum. Acum nu știu. Bun. Dar poate altdată când am vorbit, poate eram băut. Bă, ați vorbit acum câteva minute și urma să mergeți cu la un hotel, să Nu, la niciun hotel nu mă duc la hotel, că nu dau bani pe hotel. Că ce vârstă aveți? Am 65 de ani. 67 mai devreme, acum 65. Nici el nu mai știe. Aveți copii? Am un băiat, da. Nepoți? Nu. Ce vârstă are băiatul? 34. Ați mai fost și duminică și n-ați reușit să vă întâlniți, corect? M-am fost la Obor, dar n-am putut să mă întâlnesc cu ea. Dar voia să vă întâlniți cu ea duminică, nu? Să-i dați niște dulciuri? Da, să dea un pachet, dacă vrei niște dulciuri. Mare scopală, ce dar nu-i fac, îi dau un cap. Eu nu o să te cunosc, să văd cine ești. Dacă tot își dă aere. Ele greșesc, chiar le propun. Dar nu e treaba mea, că nu... Suferiți de vreo boală psihică de care sunteți în cunoștință de cauză? Nu știu, asta nu știu. Nu știți. Sunt microfonul spre el. Bun, cum să... Ea vă întreabă, tu ce vrei? Dumneavoastră răspunde, să stau cu tine, să te pup și vom vedea pe parcurs ce vrei și tu. Doar pupat vrei? Depinde ce vrei tu. Aș vrea eu și altceva, dar acum vom vedea pe parcurs. Depinde ce să facă un bărbat și o femeie. Na, poate să se iubească, depinde dacă vrea femeia. E clar, deci nu se știe, dar nimic. Dar eu m-aș bucura mult și să te cunosc doar. Clar, deci nu... Cobra, coaie. Nu se știe, dar nimic. Dar eu m-aș bucura mult și să te cunosc doar. Vrei să facem dragoste? Deci... Asta vrei să spui? Dacă vrei și tu, bineînțeles, altfel nu. Tu vrei, eu aș vrea, că îmi place mult de tine. Dar acum depinde de tine. Dar nu... Depinde la tine sau mergem la un hotel, numai că nu e timp mult la dispoziție sâmbătă asta. Eu te plac mult, dar doar cu acordul tău. Nu există acordul unui minor. Nu există, nu există. Nici nu m-am dus și cu asta basta. Soția noastră ce ar spune? Dacă dădeam nimic, ca să zic. Soția mea e bolnavă, are probleme. Știm. Are probleme. Accident la scoala cerebrală și are necaz. Mamă. De vreo 20 de ani. E problema. Asta e. Fiecare cu necazul lui. Corect, fiecare cu necazul lui. Dacă considerați că e ok să vorbiți așa. Da, mă, e o fată din proiect. Nu știu cât are, 20 și ceva de ani. Problema asta e. Dar ați realizați că ați vorbit cu o copilă de 15 ani? Nu, eu am crezut că are mai mulți ani. Păi cum, că v-a spus că are 15 ani. E scris aici, negru pe alb, alb pe negru, cum vreți. După față pare mai în vârstă, așa. După față. Nu a dus-o nimeni nicăieri. Ea propune, ea zice... Dacă apucați o duceți nicăieri. Nu, dacă o duceam, atunci erați activ. Dar dacă n-am dus-o, n-aveți ce. Cum? Că nu o duceam, eu aveam un pachet și plecam, ca să știți. Păi asta era interesul meu. Asta arată mai mult de 15 ani la dumneavoastră? Poate să aibă 16, probabil. Poate să aibă 16. Poate să aibă... În fine. Aveți nepot? Da. Îți care un nepot. Poate să... Îi dădeam un pachet și plecam, că n-am interesul ei. Stimate domnule, ați încercat să raculați un minor. Ați încălcat legea, știți asta? N-am raculat nimic, doar am zis că dacă se dau un pachet, se dau ceva. O ajută. Azi că părinții sunt plecați, că am amărâtă, copii copății. Și să faceți dragoste cu ea la hotel sau la ea acasă? Nu, la mișto, nu am făcut. La mișto? Nu făceam, oricum. Fiindcă am niște probleme, da? A, și dumneavoastră aveți probleme. Da, eu am... Diabet, ce aveți? Nu am diabet, am altceva. Sunteți impotent și dumneavoastră. Așa, vezi că știți? Deci am boala care se confirmă. Deci, se confirmă boala. De ce ați acționat? Să vină la dumneavoastră? Să vină să-i dau, am pachet acolo să-i dau. Ce pachet aveți? Am niște dulciuri. Și vrea să dați așa. Dar de ce nu v-ați dus la o casă cu copii de dizabilități să-i oferiți? Și ați vrut să dați la o... Dau și acolo când e cazul. S-a zis că dau la multă lume. Și acum era un caz mai special. Nu. Aia zic că am arătat că e singur, că cu țara, ia mă știu. Fac cadou. Nu mă rog de un ciocolată sau de un mătărău. Da, dar în continuare propunerile rămân. Mergem la hotel sau la tine acasă și facem dragoste. Da, e filmat de mult din mai, cred, mai, iunie, ceva de genul. Sâmbătă înspre duminică dormiți la ea acasă cum era? Orice fată, da, avem cum să dorm, că eu am familie. Așa scrie, ce ați scris dumneavoastră. La mișto, da, nu pot să stai la... Doar la mișto. Și care era interesul scris la mișto? Unde vreați să ajungeți? Adică ce vreați să-i demonstrați scriindu-i la mișto? Vreau să o cunosc, atât. Și, bun, motiv de a-l cunoaște pe... de a cunoaște pe... era să dormiți acasă la ea sâmbătă sau... Ce încercați să câștigați? Cum încercați să câștigați dumneavoastră încrederea spunându-i că dormiți la ea acasă? Sau ce încercați să faceți? Ați oferit ceva. Pentru că ați vrut să oferiți ceva. Da, să vezi ce bine e după ce joci basket. Oră, Alexandra, mănânci mac and cheese și miroși a c***at. Miros a c***at. Pot tot, de-abia aștept să înceapă Roxana live-ul să mă să fac baie cu aia. Miros a c***at. Ce dulce, suc, care? Și dumneavoastră v-ați mai întâlnit cu minori, le-ați mai dat și altor fete nevoiașe? Puta, hoit cu aia, a ultimul hoit de pe pământ. Dulciuri, ați mai ajutat copii? Tocmai am spus că ați ajutat copii. Ați mai ajutat. Tot pentru aceleași nevoi speciale? Dar la lume așa, nu. Fete nu mi-a cerut. Fete nu mi-a cerut, până la ea nu mi-a cerut nimeni. N-a cerut nimeni până la cerut. Și vi se părea ceva normal să mergeți la mișto acasă să dormiți? Nu, la noi nu mergeam. Și care era motivul atunci când ați zis la mișto? Motivul era să-i dau un pachet, să o cunosc pe cine. Îi astăzi, după care... Să rămână la revedere. Pe cum? Că i-ați propus să mergeți la... A, nu mergeam, stai niște. Și care e motivul? N-aveam cum, că n-aveam posibilități. Ce a spus asta? Eu am prostat, am alte chestii, pot merge la ea. A zis că bine, hai că vin acum și o parchez. Cum a spus? A zis că parchez acum mașina și vin. Ok. Cuvintele lui, exact. La tine acasă? Da. Și? La formația asta ce mai facem cu ea? A spus că parcați mașina și mergeți la ea? Nu, cum să merg la ea acasă? Dacă eram vecinărie. Ce să merg la ea acasă? Eu nu mă duc din lângă mașină la cineva așa iura pe stradă. Stați în serios. Sunteți pensionar? Da. Aveți timp liber suficient, presupun. A, nu, lucrez. Lucrați? Da, cu... În ce domeniu? Construcții. Ăsta e antrenorul tău? Sau ăsta? Construcții. Lucrăm încă, lucrăm pe pensiile mici, știți care e. Da, am înțeles. Deci... Pensia mică, n-ai ieșit bolnav. Și aveți probleme cu soția, am înțeles? Ei, nu, e în relație. Nu, ea e bolnavă, a avut un accident vascular cerebral, are diabet, n-ai multe probleme. A, ăsta, antrenorul tău de ce coaie? Este deplasabilă doamna? Depinde de dumneavoastră în casă? Mă mișcă pe acum, mai face o mâncare, mai... A, de fotbal. Și dumneavoastră om la 67 sau 65, care e vârsta oficială până la urmă? 66 de ani. 66? 65 de 66. La 66 de ani, în loc să stați cu soția acasă, vă vedeți cu minore să oferiți niște dulciuri? Poate soția avea nevoie de ceva, de când care și diabet. Dom'le, nu s-am nevoie niciodată. Ea a propus să vin să o văd o cunosc. Hai să vezi că te cunosc. Nici o fată n-a propus pe Facebook sau pe ceva așa ceva, în afară de ea. Păi nu i-a propus, nu i-a spus că poate vă vedeți să-i dați un pupic pe obraz. Atât, deci nu altceva. Știu că s-a dus la Pan-America, știu. Adică, un respect, un pupic pe obraz, nu înseamnă că te duci cu om să-i faci prostită. Și când i-ați propus să dormiți la ea acasă, tot de respect o făceați? Nu, nu dormeam, în nicio formă. Păi de ce ați spus lucrul ăsta? La mișto i-am zis, la mișto de văd ce zice. Și ce a zis? Nu știu, nu mai rețin că nu rețin mesajele, că eu le șterg, nu. Le ștergeți. A postat clip din America, Rafa? Deci nu vreți să vă vadă soția mesajele? Vă umblă soția? Nu. Nu umblă soția. De ce e supărată pe dumneavoastră soția zilele astea? Cine? Soția, că a spus că e supărată pe dumneavoastră. Ai probleme, că e cu boala care o are. Și de ce ați vrea să-i faceți mai rău? A, nu-i fac rău, ce fac? Cine-i fac rău? Ceea ce ați făcut acum, ce ați făcut? Nu i-am făcut niciun rău, ca mie să mă întâlnesc cu cineva sau eu am făcut cu sfata, eu cinsteam cu un suc, cu o ciocolată să rămână. Dau de pomană că nu mă... Asta înseamnă de pomană, nu? Aveți morți. Am destui. Da? Și oferiți copililor minore. Nu la copilii minore, la oricine. Da? Și le dați să fie și de pomană, nu zice să dormiți și la ele. Nu, nu mi s-a întâmplat, fiindcă eu am probleme care am. Eu sunt bolnav de prostată, n-ar cum dorm la ea. Să fii serios. Care se constată, deci n-ai ce să mai... Se constată, dar limba funcționează. La ce vă referiți? Trebuie să vorbiți, dezburtați o conversație, la asta ne referim. A, de conversație altceva, dar nu ca să dezbați, că nu poți face prostii. Prostii nu poți să faci, mai țineți la ta. Am spus noi prostii, ne-am spus de ce ați propus să dormiți. Prostii nu poți să faci, deci dacă... Să dormiți, nu să vă culcați cu ea. V-ați gândit dumneavoastră altceva? Nu, n-am ce să dormi. La mișto, doamne. Totul e la mișto. La mișto, nu că... Vezi, doamne, că... Și care credeți că e rolul întâlnirii noastre cu dumneavoastră în această seară? Care-i scopul? Protejarea minorilor sau știu ce zic, nu știu cum. Dar minorii care sunt învățați să corupă. Că și minorii se poate, și minori se poate. Sunteți o victimă, astăzi sunt o victimă. Și un minor poate să... Să corupă un om, poate. Cine? Un minor poate să corupă o fată, de exemplu, poate să corupă orice om. Sunt multe practicați, multe practicați fac treaba asta, auziți? Dumneavoastră nu aveți discernământ și un minor poate să aibă discernământ. Știi, multe fete pe internetul a căutat, sunt foarte multe care umblă cu prostii și zic multe chestii. În acest moment, dumneavoastră, sunteți o victimă? Normal, că eu am să mă întâlnesc și dau ceva, mi-am propus niște chestii. Sunteți victima unui abuz în acest moment? Nu abuz, că ea umblă să propună, să facă, să... Minora v-a provocat să vă întâlniți cu ea... Te provoacă și... Asta e... Nu, n-ai să mergi la ea acasă, n-am ce face. Atunci cu ce va provoca minora? N-avem ce să fac, dacă nu urma să se întâmple nimic și decât să-i dați pachetul, cu ce va provoca? Va provoca să-i puteți un pachet? Probabil, nu știu. Probabil. Și asta este o provocare, să le duceți un pachet? Nu are rațiune ce spuneți dumneavoastră. Vedeți că ne-a spus până acum... Domnule, a zis că nu are părinți, că ești plecat, că nu are... Și dumneavoastră ce a spus? Și atunci poate e amărâtă și nu are. Cu ce v-a provocat? Cu nimic. Păi și cum? Păi ați spus că v-a provocat. Păi ea spune, hai, dă mesaje. Și suna provocare? Cam sună, cam. Se presupune că omul, în general, are două copilării. Una până la 16-17 ani și a doua după 55 de ani. Corect, așa. Da? Deci aveți de corect. Dumneavoastră nu aveți discernământ în ceea ce faceți? Ba da, ești. Uneori ce mai... Tentează diavolul. Tentează, vorba băiatul. Diavolul, da. Așa da. Uneori ce mai băiește, ca o vedeți, toți bărbați sunt. Ați văzut cum se îmbracă în ziua de astăzi, vă tentează ca bărbat. Te mai uiți, da. Dar cu uitatul rămâi. Cu uitatul și dumneavoastră ați trecut la fapte. Nu fapte, n-am ce spart care fapte, că n-am cum. Dom'le, n-am ce să trec la fapte. Dom'le, nu este mai aici să vă ajutăm, nu să vă facem. Da, corect. Adică, că dacă vă dădeam direct la poliție, știți? V-am întâlnit, sunt de acord. Dom'le, noi vrem să știm. V-a plăcut și voi ați fi vrut. Nu, asta este, nu e rușine că ați fi vrut. Vă spun că nu aveam cu ce puteam să fac prostii. Dar ați fi vrut să ceva. Oameni, îi dădeam un dulce și o mână. Un pic, un sărut, nu. Dar nu să-i fac prostii. Dom'le, dacă aveți coloană, că aveți o vârstă. Să aveți coloană, să ziceți că sunteți bună. Da, dom'le, am greșit, îmi recunosc fapta. Atunci, de ce tot spuneți cu dulciuri cu din astea? Mă, toate că am ghiștat, mă, ce fac? Te corupe femeile. Așa, te corup pe mine, ați greșit. Da, așa. Da, corect. Dacă un om are coloană și spune în față, dom'le, am greșit, și știm că nu se va repeta greșeala, păi spuneți așa, nu mai spuneți că vreau să dau de pomană. Dacă fete așa, te corupe. Și atunci, ori o dăm în pomană, ori zicem avem coloană. Dacă dai ceva acolo, pomană rămâi să fie. Și dacă primeați dumneavoastră ceva, era, Doamne ajută, dacă nu... N-am cum că... Vedeți, la Ron, la Alba Iulia, puteți face pomană cu 200-300 de lei și să rămâne și cinstit ca om și soția nu află nimic. L-am întâlnit. Am găsit că m-a luat aia. Ați găsit că v-a luat aia? M-a păcălit. Perfect. V-a păcălit. Ăștia sună poliția cu aia. Ce să sunați la poliție, să o dăm la poliție? Na. Ea nu e cu noi, adică ea ne-a sunat, nu e cu noi. L-am întâlnit, dar dânsa... Eu ce să o dăm la poliție, estimate domn? Nu, că dânsa încearcă. Dar putea să vă facă rău, sunați la poliție. Corect, dar putea să suni, dar putea să spună, băi, eu sunt... Nu, băi, eu sunt... Eu cred că vrea să vă facă de bani sau ceva. De ce n-ai sunat domnișoară că ai probleme cu Tom? Nu, că dânsa are bani, are părinți în afară. Are foarte rău. Deci, tu cred că ai vrut să-l păcălești pe omul ăsta. Da, așa e. Dom'le, eu zic să sunați la poliție, să o dăm la poliție. Nu, haideți să o dăm la poliție, că nu e ok. Că v-a păcălit. M-a păcălit, m-a sedus cu mami. Păi asta e înșelăciune direct, la poliție. Psihic sau ați avut vreun impuls? Corupt, să zice, băi, 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 ce era să... Vi s-a sculat un pic? Nu. Nu. Deloc. Înseamnă că v-a sedus doar psihic. Nu, că am problemele care le-am. Da. Eu aș zice să o sunăm la poliție, să o dăm la poliție pe domnișoara, să nu mai fac ea chestii de-astea cu bătrânii noștri vulnerabili. Da, cinstiți. Mai pică altul. Că dânsa poate să-i corupă. Colonisme de-astea, nu e normal. Ai tehnic, ai să destul. Nu e corupt, adică se duceți cu oamenii. Dă bă banii! Marian Ceaușescu. Dă bă banii, băi! Cum să vorbesc frumos, nu înțeleg. Borfașule, dă bă banii! Băiatul dumneavoastră unde locuiește? Băiatul dumneavoastră unde locuiește? Da. E în București? Da. Aveți o relație bună cu el? Da. Cum îl cheamă? Nicu. Nicu, nu? Da. Oh, Nicu! Nicu tot în construcție lucrește? Da. Păi! Da, sunteți o echipă. Tot în domeniu s-a plăcut. Alt domeniu mai. Hai să-i dăm un telefon lui Nicu, să vedem ce zice. Ce să-i spun lui Nicu? Spune-mi că ne-a păcălit o minoră nenorocită. Nu, îi spunem, am vrut să mă întâlnesc cu o fată, chiar dacă nu mai merge jucăria, să-i dau ceva de pomană. El știe că nu mi-a ajutat. Pe el știe și de asta v-am și zis. Hai să vorbim cu Nicu, să vedem ce... El e plecat. Unde e plecat? Plecat în Germania. Păi ce, n-aveți numărul lui? Are număr acolo. Are număr de la Cipora. Deci nu aveți o relație bună. Are număr acolo cu aia. Cu el. E la muncă, muncește, dar cu alții, adică bună relația, muncește în domeniu, dar e mai... Și le-ați vorbit azi cu el, că avem informație că ați vorbit azi cu el. Pe ce număr ați vorbit? Păi el astăzi? Păi da, noi l-am contactat pe Nicu înainte să venim aici și el ne-a spus, vedeți, o să vină cu un break, mașina de muncă? Nu. Cum nu? Nu. N-ați vorbit cu el azi? Deci dumneavoastră... Eu nu am vorbit azi cu el. Dacă n-ați vorbit cu el? Dumneavoastră? Alaltă. Alaltă. Nu vreți să ne ajutați, să vă ajutăm? Nu trebuie să mă aflați să mă ajutați. Eu înțeleg că am greșit, asta e. Păi și vreți să-i trimitem soției toate astea? Dacă îi trimit, n-ai ce să fac. Păi și vreți să-i trimitem soției? Știe că sunt bolnav, știe că nu fac nimic, deci știe că nu pot să fac. Deci nu afectează cu nimic. Nu deranjează cu nimic. Știi că mă mai uit pe Pedro, că mai glumesc. Deci nu se deranjează cu nimic. Nu pot să o deranjează. Poate să supără că e bolnavă, dar... Păi și vreți să o supărați? Știe că nu. Știi că nu... Păi și haideți să vorbim cu Nicu. Știi că nu pot să omul cu femei. Hai, Nicule, răspunde. De ce vreți să veniți să faceți dragoste cu o minoră dacă nu puteți? Nu, la mișto am zis. La mișto? La mișto am zis. Că o să văd cine e. La mișto. Hai să-l sunăm pe Nicu la mișto. Nicolae, cum să cree el în Germania, să fac cu el. Domnule dragă, vă dăm de ales. Da. Ori poliția, ori Nicu. Atât. Noi vă zicem articolul 222, racularea minorilor în scopuri sexuale, 6 luni 2 ani. 6 luni 3 ani, mă scuzați, pușcării. Da. Salut, Nicușoară, unde ești? Uite, acum am ajuns la Crângași, la Superbet, la Cipora. E în Germania, coaie. În Germania, la Crângași, la Superbet, coaie. În Germania, în Crângași, la Superbet. Nicușoară, unde ești? Uite, acum am ajuns la Crângași, la Superbet, la Cipora. Bine, băi, uite care e chestia. Am făcut o belea. M-am dus să mă întâlnesc pe internet cu o gagică, cu o fată și l-am zis că e minor, are 15 ani sau 13 ani. Și niște băieți aici spre că vrei să sun pe cineva, să spun că ce-am făcut, că am greșit. Mă rog, sunt aici pe la timpul noi, înțelegi? Știți că mă uit pe internet, mai glumesc, mai râd cu asta, cu fete. Și ce vor sau ce? Nu știu, că să știi și tu ca să vezi ce am făcut. Da, corect, mă știu, am greșit-o chiar să fie, m-a pus drag. M-am uitat puțin cum mă eu pe net și, na, mai glumesc, mai râd cu ele și... Nu, nu mai cerul bani, nu, că e o fată serioasă, nu e din aia. Nicu! Nicu! Da. El e tatăl tău? Da, da, da. Gata, mă auzi? Da, da, da. Salut, eu sunt Alexandru. Nu știu dacă ai auzit de proiectul nostru, Justițiarul de Berceni? Ba, cred că da, cred că te-am văzut pe TikTok sau pe ceva genul. Da, tatăl tău vorbea de vreo lună cu o puștoaică de 15 ani și a venit să-i aducă niște dulciuri și voia să vină să-mi ducă la un hotel. Da, ai zis că are 15 ani? Da, 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 da. Contează foarte mult să spui că... Evident, contează, da. Fetele în ziua de azi știți și voi cum arată, adică nu-i dai la unei fete. Da, bro, da, nu, în situația asta vorbim de o fată care a spus că are 15 ani, el a spus că are 49 de ani, cam tinerel. Și... Da, știu, are 66 sau 67. 65. Sau 65, că ne-a spus o grămadă de vârste. Ideea este că el a venit să o ducă la un hotel și cred că ar trebui să ai o discuție cu el destul de serioasă. Noi de asta i-am zis să te sune ca să nu-l ducem la poliție, să nu afle mama ta, că am înțeles că e bolnavă. Da, 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 o să discut cu el, da, să nu mai... Asta te rog și nu este nicio farsă, nu l-a păcălit nimeni, nu știu, nu i-a cerut nimeni bani, efectiv... Tatăl tău a crezut că se întâlnește cu o fată de 15 ani, el a șters conversațiile, dacă vrei poți să dai de mine și ți le trimit și a vrut să se întâlnească cu ea, chiar și duminica trecută venise pe la Obor să o aștepte, voia să vină la școală la ea, sunt multe. Ăla vrea să-și facă biletul? S-a încins. Dacă avea peste 18 ani e altceva, da. Fiecare este liber să facă ce vrea după ce ai împlinit 18 ani. Corect, corect. Cât vine în Germania? La 3 ani? Nu, 5? Poftim? Te cunosc după voce, știu că ești tu, că din voce te recunosc. Da, da, da. El spunea că ești în Germania, acum, dar mă gândesc că ești în București. Da, 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 eu să vorbesc el, ca să nu mai facă de-astea. Perfect, îți mulțumesc foarte mult de înțelegere. Nici o problemă, mersi frumos că m-ai sunat. Da, bre. Deci ne-ai păcălit că e în Germania, de fapt nu e în Germania. Nu, am fost în Germania, am fost de curând. A fost, nu? De curând, da. La mișto. La mișto. Am fost. Poate să mai plecăm, nu se știe. Da, am înțeles. Că să-mi sunt țara, plecăm și în Germania cu firma. Da. Ne dai nouă dulciurile alea? Da, bine, dăm. Pomană. Da, pomană, da, bine. Așa, în altă ordine de idei. Te rog eu frumos să nu mai faci prostii de-astea. Da, întâlnește-te cu ce femeie majoră vrei tu, că nu zice nimeni nimic. Nu mai iau țeapă în viața mea, stai liniștit. Nu e țeapă. N-ai înțeles nimic, dar e ok. Du-te, băi, și ia dulciurile. Haideți. Hai, mă, vină ca. Hai, că te-a racurat. Ăsta n-a înțeles nimic cu aia, își plăci că nu mai mi-au țeapă. Suc și la brici. Suc și dulciurile. Lasă-mi. Să nu mai faci prea așa ceva. Da, v-am păcălit, îmi pare rău. Să fiți sănătoasă, lasă. Mulțumesc, mulțumesc. Tot în pana mea ne-a adus nea Nicu cola, Adria, Ciocotof. Fiți atenți, primul fan care vine la mall la timpuri noi, în următoarele 15 minute, primește asta. Da, da, justițiar, asta a fost... WXplay 41 pe ceas!